Sute de credincioși, atât din județul Sălaș, cât și din județele învecinate, au participat la slujba de izvorul tămăduirii, oficiată de un sobor de preoți la mănăstirea Sfânta Maria din localitatea Rus, județul Sălaș. Iubiții mei, să nu uităm că este vremea împăcării, este vremea iubirii, este vremea îmbrățișării. Cei care nu ați reușit în cele 40 de trepte ale postului mare să vă spovediți, să vă împărtășiți, să nu uitați că Biserica, Hristos și Maica Domnului vă așteaptă. Încă nu este târziu. Pregătiți-vă, mergeți, căutați-vă un duhovnic, spovediți-vă sincer și să fiți vrednici de Sfânta Împărtășanie. Mănăstirea Sfânta Maria Rus a fost ctitorită din temelie începând din anul 1997 de către Maica Stareță Maria Magdalena. Am dorit să fim ajutați, că e un pic mai greu. Suntem Sălajul, o episcopie mai săracă. S-a făcut și episcopia și episcopia nu poate să ne ajute decât alții care sunt binevoitori. Așteptăm să vină fete, maici care vor să vină la mănăstire, îi așteptăm să ne ajute. Izvorul tămăduirii, sărbătoare închinată Maicii Domnului, este trecută în calendar în vinerea din săptămâna luminată, prima după Sfintele Paști. Creștinii au luat parte la slujba de sfințire a apei, cunoscută și sub numele de Aghiasma Mică. În primul rând, mănăstirea este o oază, o oază de liniște, o oază de lumină. Mănăstirea este un loc al rugăciunii, în primul rând, iar după aceea un loc de meditație, un loc de reculegere, un loc de liniște. Mănăstirea, dacă noi stăm bine și observăm, cam toate mănăstirile noastre sunt așezate pe un loc de înălțime. Asta înseamnă că mănăstirea trebuie într-o formă sau alta să se desprindă de lucrurile lumești, am spune noi, așa, într-un fel. Fiindcă dacă mănăstirea nu se desprinde de lucrurile lumești, nu-și are rostul. Tocmai cum am spus la început, este un loc de rugăciune. Prioritatea într-o mănăstire este rugăciunea. Iar după aceea și celelalte lucruri care ne sunt folositoare trupului.